Asta apreciesc filmul. Ai dat de când am ghicit. Nu? Noi am o mică surpriză pentru dumneavoastră. Să vă aducem bucurie, emoții pozitive, adăugător. Și, în special, vreau să rămân pentru dumneavoastră, că sunteți în această seară fumăgeată, în această zi, această compoziție de flori. Mulțumesc. Așa? Pentru și coșul de fructe, pe ce aveți nevoie de vitamine, așa neapărat să le consumați, așa le punem înapoi, că sunt foarte grele. Așa, pentru dumneavoastră, această șampanie, ca să sărbătoriți această zi frumoasă și aici aveți câte o tupă ca să vă înducească viața dumneavoastră minunată și știm că mai aveți două fete. Mai avem două fete. Da? Vine Alexandrina. Alexandrina. Așa. Alexandrina, uite, pentru tine este acest cățeluș, așa. Și Madalina. Și Madalina, ciocolatele ca să îndulcească viața ta frumoasă. Și totuși spuneți-mi, din partea tu crezi că poate să fie această surpriză? Mulțumim frumos, cred că avem niște fiini care, deci încă nu i-am culunat, dar, nu știu, sunt foarte atenți față de noi, ne fac foarte frumoasă surpriză. Cred că numai ei pot fi. Da, să vedem și un mesaj de felicitare, care mă rugați și să vă recit pentru dumneavoastră, ca să înțelegeți din partea cui vine această surpriză. Nașii noștri scumpi și dragi, pentru noi sunteți îngeri păzitori. Ce miracole creează! Sunteți adevărați părinți, frumoși și buni, și tândri și blânzi ca niște sfinți. Să ne însoțiți cu aceeași căldură și speranță și binecuvântare, să ne oferiți în dar că ne veți conduce cu grijă pe drumul spre altar. Cu noi împărtășiți necazuri, bucurii. Voi ne îndrumați în viață cu buna voastră credință și noi vă purtăm din suflet demnă recunoștință, o caldă îmbrățișare și multe, multe pupușoare la mulți și la mai mare. Și mai avem un mic mesaj, un gând frumos și o lacrimă fervinte, cu un sincer și tradițional la mulți ani. Vine din partea fiilor voștri Alexandru și Ludmila, Pinuții Bogdanel și Cleopatra, Nănuța Elvira. Noi te iubim și tot binele din lume ți-l dorim. În această zi dăruiește jumătății tale inimă, părinților respectul, copiilor un exemplu bun, prietenilor sinceritate, dușmanului iertare, adversarului toleranță, oamenilor ajutorul. Iar ție, dăruiește-ți încredere, vise și speranță. Mulțumesc frumos! Să primit surpriza! Uitați-vă dacă aveți dumneavoastră, le transmiteți un mic salut. Da, eu clar că sunt foarte emoționată, m-ați sensibilizat, mai ales că eu sunt într-o situație că într-adevăr sunt foarte sensibilă și foarte emoțională. Vă mulțumesc foarte frumos pentru gestul care ați făcut. Eram sigur că numai voi puteți faceți așa surpriză, că sunteți foarte mari meșteri la făcut surpriză frumoasă. Chiar vă sunt alături, știți, în acest moment, cu toate că sunteți la o departare foarte mare. Vă îmbrățișez cu drag, vă pup dulce. Vă mulțumesc încă o dată din suflet. Sper cât mai curând această depărtare care ne desparte să se apropie mai aproape și să facem acel ritual religios ca să intrăm într-adevăr în posesiunea acestui nume de nănaș, în, cum s-ar spune, în plin cuvânt. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim foarte frumos, foarte plăcut să fie. Căci astăzi este ziua ta.